mă gândisem să fac și eu un videoclip mic despre un alt domnitor mai puțin cunoscut din istoria noastră a românilor și anume despre Radu Paisie. Pănuiesc că majoritatea dintre voi nu au auzit niciodată de el. Vreau să vă spun că între iunie 1535 și februarie 1545, deci într-o perioadă de cam 10 ani de zile, acesta a ocupat în mai multe rânduri tronul țării românești. Înainte de a ajunge domn, acesta era călugăr la mănăstirea Argeșului, numele său monahal fiind Paisie. A îmbrăcat haina călugărească după moartea soției, deși unele gurele spun că ar fi fost obligat să se călugărească de către domnul de atunci al țării românești Vlad Vintilă de la Slatina, în urma unei tentative de a-i lua tronul acestuia, tentativă care a eșuat. Acest egumen se autodeclara fiul lui Radu cel Mare. La 13 iunie 1535, boierii Canta l-au omorât pe domnul Vlad Vintilă în cursul unei vânători. L-au luat de la mănăstirea Argeșului pe egumenul Paisie, schimbându-i numele în Radu Vodă, după cum relatează letopisețul Canta Cuzinesc. Craioveștii l-au ales pe acesta deoarece îl considerau un personaj ce putea fi ușor dominat și manipulat. În acea perioadă alegerea Domnului se făcea într-adevăr de către boierii țării care adesea erau grupați în diferite fracțiuni rivale, fracțiuni create de cele mai multe ori prin legături de rudenie. Pretendentul susținut de cea mai puternică grupare boierească se impunea de multe ori ca domn, fostul ocupant al scaunului domnesc fiind ucis dacă nu scăpa cu fuga. Pretendenții mai căutau sprijin și la sultanul otoman, care în acea vreme, după dispariția Ungariei ca stat în 1526, a rămas principalul arbitru al luptelor pentru domnie în spațiul țărilor românești. În momentul urcării pe tron, Radu Paisie, judecând și după imaginea zugrăvită în bolința Cozii, ctitorită de el, avea în jur de 40 de ani. În iulie 1536, acesta s-a dus personal la Istanbul cu o sumă de un milion de aspri, lucru care i-a atras aprobarea și din partea sultanului Soliman. Știți acel sultan faimos din telenovelele turcești, Soliman Magnificul. De altfel, în cei aproape 10 ani de domnie, Radu Paisie nu numai că nu s-a luptat cu otomanii, dar s-ar bucura și de sprijinul lor constant pentru a ocupa sau relua tronul. La începutul domniei, el a lăsat pe boieri să facă tot ce vor. Cu timpul însă a încercat să se desprindă de sub tutela lor, lucru ce a cauzat repetate revolte boierești. Radu Paisie a fost blamat de posteritate pentru că s-a spus că în vremea sa Brăila a căzut sub stăpânirea otomană. Data exactă nu se cunoaște. I se reproșează că a cedat-o pentru a recâștiga domnia, dar să fim sinceri cu ce forță avea atunci Imperiul Otoman, slabe șanse ca Brăila să-i fi rezistat sultanului de la Constantinopol, de la Istanbul, cum era pe vremea. Aia. Sunt anumite luni din 1536 și 1537 când nu avem niciun document semnat de el, lucru ce ne duce cu gândul că a fost nevoit să părăsească poate țara. Prin 1539, în timpul domniei sale, o foamete cumplită s-a abătut asupra țării românești. Documentele spun că oamenii de rând își vindeau fiii turcilor pentru a avea de aleguri. Prin aprilie 1544, niște boieri refugiați în Transilvania, în frunte cu stroie pribeagul, au coborât în țara românească și l-au dat jos de pe trompe Radu Paisie. După doar două luni însă cu ajutor otoman, Radu Paisieș recâștigă tronul, învingându-și rivalii în bătălia de la fântâna țiganului. Stroie pribeagul, capul celor care l-au detronat, a fost prins și omorât. Un lucru foarte interesant de menționat e că acest domn Radu Paisie i s-a alăturat lui Suleiman Magnificul în expediția din 1538 contra domnului Moldovei, cu o oaste de 3000 de oșteni. Cu toate acestea, trebuie menționat o scrisoare care le-a adresat-o sibienilor, în care a specificat că s-au ridicat nelegiuiții de turci cu rău împotriva noastră a creștinilor. În 1541, de data aceasta aliat cu Petru Rareș, a prădat în Ținuturile Transilvane și împreună cu acesta l-a prins pe Ștefan mai lat voievod răsculat contra sultanului și refugiat în cetatea Făgăraș. Drept răsplată, otomanii i-au oferit cetățile transilvanene, vurpăr și vințul de jos. În decembrie 1544, datorită și faptului că la poarta otomană au început să apară pretendenți care puteau să-i ofere sultanului sume din ce în ce mai mari de bani, Radu Paisie s-a văzut într -o, în situația de a-și păstra cu greu tronul. Sultanul i-a cerut acestuia să-și trimită fiul Marcu, cel pe care domnul îl desemnase drept succesor, ca și o statec la poartă. Întârzind cu îndeplinirea poruncii, Radu Paisie a stârnit bănuieli curții otomane. Sultanul a mazil mazilit, pretextul mazilirii constituindu-l netrimiterea fiului său ca o static la poartă. Cum vă spuneam, apariția unor alți pretendenți mai bogați la tronul țării românești, care au dat peșcheșuri mai grase, a fost adevăratul motiv. În 22 februarie 1545 a venit firmanul de mazilire de la Istanbul. Radu Paisie a fost exilat în Egipt, murind la o dată necunoscută, fără să mai revadă vreodată țara. Înainte de a-și pierde domnia, a avut însă grijă să trimită la mănăstirile de pe muntele Atos spre păstrare sume mari de bani în speranța că poate într-o zi își va recăpăta tronul. Deși istoria nu ne mai spune nimic despre fiii acestuia, trebuie menționat că cu cel Bun, viitorul domn al țării românești între 1554-1557 și care a fost și tatăl marului domnitor Mihai Viteazul, se declara fiul lui Radu Paisie, Lucru însă ne de istorici.